Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să asistați la o discuție despre performanță. Și performanță într-un domeniu pe care eu îl admir foarte tare, poate și pentru că n-am nicio tangență cu el, cu acest domeniu, și mai precis vorbim despre performanța în sport. Am alături de mine două doamne, care fiecare dintre ele ne va povesti câte în lună și în stele despre ce au făcut ele în sport și cum au ajuns să îndrăgească atât de mult sportul, încât să facă o performanță greu de egalat. Vreau să le salut acum, îmi pare bine că sunteți alături de mine, Monica Broșovski. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Și Adriana Inoan. Bună seara. Inițial, când m-am gândit să vă invit, mi-am propus să aduc puțin în atenția celor care ne urmăresc, oamenii care fac sport și în special arădenii care au făcut și fac încă performanță în sport și de care noi suntem foarte mândri. Așa că o să încep cu Monica, că ea e de-a noastră și ea are povești mai multe de spus. În ideea în care și tatăl ei, un sportiv remarcabil la vremea lui, un fotbalist care nu cred că a uitat cineva, mai ales cei care sunt îndrăgostiți de fotbal, ne va povesti și despre tatăl ei. Din păcate nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească, dar este ea aici, cea care îi poate aduce în atenție. Monica, tu ai performat într-un domeniu, mai precis în basket. În basket, da. Basket, așa. Cum te-ai întâlnit tu cu basketul? Care a fost momentul ăla în care ai zis, sportul ăsta e de mine? Nu tenis, nu handbal, nu, ci basket. Inițial eu am început cu gimnastica. Oh. Da, cred că toată lumea știe acest lucru, pentru că nu e prima dată când spun asta la un interviu. Mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă spun un secret. Cred că și la ora actuală, normal, am practicat basketul, dar sportul meu preferat este gimnastica. Deci probabil de aia am și început cu gimnastica. Eram fascinată și atrasă și la ora actuală mă uit foarte mult la gimnastică, îmi place. Mă uit la orice sport, deci asta e, da. Și gimnastica am început-o la 5 ani. Să zic, antrenamente grele, bine, pe atunci oricare, visul oricărei fetițe era să ajungă o Nadia Comăneci, corect, aveam un model. Și când am început școala, în clasa întâia, s-a venit cu selecția prin școli și ții minte că doamna profesoară Shimanda Nonico a intrat în clasă și ne-a întrebat cine vrea să vină la basket, să ridică mână. Normal că trei sfert de clasă, poate chiar toată clasa a ridicat mâna. M-am dus acasă și am spus că eu vreau să mă duc la basket. Mama, bineînțeles, da, păi acum faci gimnastică, acum să vedem, mai ai antrenamente în fiecare zi. Și tata a spus, da, las-o să încerce. Vedem, poate dacă îi place, poate mai bine îi prinde. Și așa am ajuns eu la basket. Dar de la plăcere până a face performanță, drumul e lung. E foarte lung, dar într-adevăr... Mulți încearcă basket, încearcă diverse sporturi, dar nu rămân să facă excelență acolo. Într-adevăr, orice sport este greu în partea lui, să spun așa, dar gimnastica este foarte grea din punctul meu de vedere și n-am făcut foarte mult gimnastică, dar sunt ore de antrenamente. Nu spun că la basket sau în alte sporturi nu sunt, dar... Mi-a plăcut ideea aceasta de echipă. Și în primul rând, când am început să merg la basket, primul antrenament ne-a aruncat o minge și toți copiii erau unde era mingea și era un fel de joacă. Nu simțeam așa greutate. La gimnastică deja erau exerciții, trebuia repetate, ne mai și certa, mai exigent. Și normal că așa, până la urma urmei, am mers în paralel, am fost și la gimnastică și la basket, dar până la urmă am ales basketul. Crezi că descoperind talentul ăsta al tău pentru dorința de a face, de a juca basket și a face performanță, are vreo legătură cu faptul că tatăl tău a fost un sportiv de renume? Adică crezi că s-a transmis un microb așa? Eu spun că da. Și nu numai tatăl meu, deci noi, toată familia, am fost o familie de sportivi. Oh. Da, mama mea a fost o volebalistă renumită,
la tare, vârsta, da, da, da. N-a ajuns să facă carieră și să meargă mai departe pentru că s-a căsătorit, m-a făcut pe mine, a avut un copil și, dar mama volebalistă, tata fotbalist, bunicul fotbalist. Oho. Și aici o să vreau să, când o să vorbesc despre tata, o să vreau să revin. De fapt, pot să vă zic acum, în 1945, baronul Francis Neumann a făcut o echipă și a jucat un amical cu Nicolae Mic, parcă nu mai știu exact, 1945, și bineînțeles UTA a pierdut cu 3-2, dar nu asta contează, dar primul gol marcat în minutul 2 a fost de bunicul meu, Vrășovski. Da? Super! Super, ce mișto! O să vedeți că o să am o surpriză pentru voi puțin mai încolo. Mai știu pe cineva care provine dintr-o familie de sportivi și care face și acum, în momentul ăsta, performanță în sportul pe care îl practică. Dar până atunci aș vrea să vă întreb cât la sută, pe tine, și după aia o să ajung și la tine, cât la sută în munca unui sportiv este talent și cât la sută este muncă și antrenament și efort pe care îl depune? Nu știu să zic așa în procente talent. Părerea mea este, într-adevăr, talentul este important, să spun așa, dar munca poate bate talentul de multe ori. Dacă nu muncești, degeaba ești talentat. Degeaba ești talentat, te pierzi. Deci munca poate să bată talentul. Hai să vorbim acum cu o talentată în handbal. Mulțumesc. Adriana nu este arădeancă, dar e de ceva vreme în Arad. Sunt deja cu acte în regulă. Cu acte în regulă, da. Și după câte observ eu și de câte te cunosc eu pe tine, chiar iubește Aradul. Da, și foarte bine ai punctat, pentru că sunt în Arad din 1992. Deci am deja o vechime. Și multe lume mă întreabă de ce am ales Aradul. Chiar? Chiar mă întreb și eu. Și după atâția ani încă n-am găsit răspunsul exact. Eu cred că Aradul m-a ales pe mine. Cred că ăsta e răspunsul cel mai concret pe care pot să-l dau. N-am nici cea mai îndepătrată rudă aici. Clujancă fiind la origini, mă rog, am ajuns aici datorită sportului, bineînțeles. Dar am rămas aici, cu toate că ne-am rude, cu toate că mi-am terminat studiile, puteam să aleg, am jucat și afară și puteam oricând să aleg altă localitate în care să mă stabilesc, altă țară. Și am avut această oportunitate, dar ceva m-a atras aici. Acel ceva, nu știu să-l numesc exact. Și atunci stau și mă gândesc că, de fapt, locul m-a ales pe mine. Ce frumos! Frumos. Dar povestește-ne despre handbal. Eu te-am văzut în calitate de antrenor, da? Da. Așa se zice, da, bun. Dar care e faza? E mișto așa, pare fain. Să nu mai vorbesc de basket. Ăla mi se pare mai greu decât handbalul, dar na. Eu zic invers, dar mă rog, fiecare vezi și susține. Da, da, da. Poate basketul e un pic mai complex. Handbalul e mai dur. Basketul poate e un pic mai complex. Nu vreau să intru. Nu intrăm, da, corect, corect. Sunt, ce să spun, mă bucur că fac munca asta, pentru că se zice că în viață ești fericit când faci ceea ce îți place și culmea este să și trăiești din asta. Eu mă bucur foarte tare, plăcut, da. Corect. Deci din punctul ăsta de vedere mă consider un om realizat. Eu am iubit sportul de mică și ascultând povestea lui Monica, ne asemănăm foarte tare cu unele mici diferențe. Și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost fotbalist și de la el am păstrat această tradiție. Eu am fost atlet înainte, nici de cum handbalistă. Am ajuns din greșeală, dintr-o accidentare, am ajuns handbalistă. Și am iubit și iubesc atât de mult această disciplină, încât am ajuns să-mi fac o profesie din ea. Eu, de exemplu, înainte să fiu profesor, pentru că sunt profesor și la liceu sportiv de 27 de ani, am făcut facultatea de drept și mă vedeam clar o avocată renumită, dar în anul 4 de la facultatea de drept am început în paralel și anul 1 facultatea de sport, pentru că cred că vocația asta m-a chemat și am ales-o și, repet, din punctul acesta de vedere mă consider nu am împlinit. Am descoperit foarte mult și asta în ultimul timp că îmi place munca cu copiii. Înainte mi-am dorit foarte mult liceu sportiv, pentru că într-adevăr se lucra performanță și mi-am dorit foarte mult să lucrez în performanță și am lucrat. Ei, acum de vreo 10 ani încoace, ceea ce și pe mine m-a șocat la un moment dat, eu care îmi doream numai acolo sus, am descoperit copiii mici, inițierea și inocența copiilor, care cred că e cel mai mare câștig pe care poate să mi-l dea copiii mie, și îmi place foarte mult munca asta. Dacă mă întreabă cineva, mai vrei să antrenezi în performanță, cred că aș sta pe gânduri foarte mult. Aș lăsa pe alții.
Îmi place să inițiez copiii și mă bucur pentru că la copii evoluția se vede de la o zi la alta și poate fi numită performanță, acea evoluție a copiilor de la zi la alta. Da, am fost o dată împreună cu tine la un concurs. Ce concurs era? La SHAG? La SHAG este un turneu internațional care este cupa clubului pe care l-am. Și acolo știu că aveai o echipă de copii mici. Da. Au fost absolut delicioși. Deci, da. Nu se compară cu nimic. Da, exact. Deci, mă bucur foarte tare că m-ai chemat atunci, pentru că ăla a fost momentul de care m-am bucurat cel mai tare la acel concurs. Da. Când i-am văzut pe cei mici jucând. Multă lume, nu spun că e ușor, dar toată munca e grea, parcă datorită inocenței și a faptului că copiii își doresc, cum zicea Monica, orice copil când vede o minge, este entuziast, își dorește acea exact. Minge. Și asta cred că e farmecul jocurilor cu mingea. Ei se bucură și s-a atât de inocent și dornici să absorbă orice informație, încât oricât de grea ar fi munca, că de multe ori stort tricoul de pe mine de la antrenament, parcă nu simt acea greutate. E satisfacție de exact. După. Și vreau să intervin, să o felicit, pentru că foarte mulți antrenori sau să devină antrenori poate vor direct performanță și la nivel înalt. Și poate de aceea selecția în ziua de astăzi cam lasă de dorit, să spun așa, că... Dar acum, eu te felicit. Eu nu vreau să fiu rea, dar vreau să spun lucruri, pe nume să spun. Unii folosesc foarte ușor cuvântul performanță. Și asta e drept, da. Cred că din dorința de a vinde... Și, ca să fiu și mai sinceră, cred că cei care folosesc cu ușurință cuvântul performanță sunt cei care n-au făcut-o și nu știu de fapt ce înseamnă cu adevărat. Hai să definim exact. Ce înseamnă pentru voi, pentru amândouă, performanță. Înseamnă, uite, din punctul meu de vedere, înseamnă realizări deosebite, înseamnă sacrificii foarte mari. Ca să ajungi să performezi, eu mi-aș fi dorit, ca sportiv vorbesc, să performez mult mai sus decât ceea ce am fost, dar, din păcate, am avut parte de foarte multe accidentări pe care le-am depășit de fiecare dată din dorința asta și din dragostea asta pentru mingea asta de handbal și mi-am sacrificat copilărie, tinerețe, poate chiar viața de familie la un moment dat, dar nu regret nicio clipă, pentru că dacă ar fi să o iau de la început, aș parcurge exact același drum, aș face exact aceleași alegeri, cu mica diferență că mi-aș dori ca toate accidentările care le-am avut și, repet, am fost una dintre cele mai ghinioniste jucătoare, cred că, din lumea asta. Nu vreau să intru în amănunte, dar cunoscătorii știu. Da. Aș alege exact drumul ăsta și parcursul ăsta. Deci, de aia spun că performanță înseamnă sacrificii enorme. Înseamnă muncă și la muncă nesfârșit. Muncă enormă, exact. Și să o iei de la zero de fiecare dată. Deci, cum să zic, eu una nu-mi permit să folosesc cuvântul ăsta, mai ales la nivel de copii. Îs perfect de acord că tendințele sportului actual este ca de la vârste foarte fragede să ți se ceară rezultate, dar eu nu sunt de această concepție. Distrugi copilul ăla. Metodologia antrenamentului sportiv prevede niște etape în funcție de vârstă, de sex, de nivel de pregătire. Deci, ca antrenor adevărat, cu studii, trebuie să le respecti, pentru că performanța, diferit în funcție de fiecare disciplină, se face de la o anumită vârstă. Dacă noi copilul ăla îl forțăm de mic, așa oricum e. Performanțele, credeți-mă, că la vârste mici sunt nesemnificative, niciunde nu se consemnează că la 9-10 ani da. A făcut performanță. Așa e. Îmi pare rău, dar și pe vremea noastră nu sunt chiar... rea. Da. Spun niște lucruri pe nume. Alții se folosesc de cuvânt. Eu levit. Performanța, de exemplu, în handbal, din punctul meu de vedere, începe undeva de la vârsta de 16 ani în sus. Acolo începe adevărata selecție pentru performanță. Și dacă vrei la 20, 25, 30 de ani chiar să fii un sportiv care excelezi și joci încă la nivel de performanță, nu poți să începi de la 9 ani. Pentru că uzura își pune cuvântul inevitabil. Și trebuie, la vârsta copiilor, trebuie să înveți elementele de bază. Și să nu treci peste... Pentru că dacă treci peste etapele astea de bază, bagajul tău, când va trebui să performezi, este foarte redus. Și n-ai cum să performezi. Mă rog, dar hai să nu intrăm în amănuntele astea. Nu, că foarte bine, foarte bine punctat. Da. Monica, cum definești tu... Nu mai am nimic de completat, doar că, într-adevăr, la mine, pe propria experiență, într-adevăr, la 17 ani am început eu, de fapt, să fac performanță. Când am intrat și am fost selectată pentru divizia și de acolo încolo. La fel, a spus tot. Numai ce, deci, multă muncă, într-adevăr, sacrificii enorme. Un exemplu aș da...
în terminarea clasei a 12-a ai cântecul, înveți, Gaudeamus, petrecere, ultima oră de dirigenție, bla bla. Eu am fost cu lotul național la Constanța, în cantonament, și mi-am cerut voie de la antrenorul federal să-mi dea voie să vin să prind măcar ultima oră de... Noi aveam pregătiri pentru europene, calificări pentru europene, și nu mi-a dat voie, a zis, înțelege, nu pot... Și deci, am pierdut ora de dirigenție. Deci, de asta zic, sacrificii sunt multe. Descoper un lucru extraordinar la tine. Noi două ne cunoaștem, da. Dar niciodată n-am avut prilejul să discutăm. Exact aceeași chestie s-a întâmplat mie. Exact. Deci eu am terminat, pentru că în clasa 12-a, deja de la Cluj, de la Universitatea Cluj, m-am transferat la Silcotub Zalău. Și acolo am terminat clasa 12-a la liceul de mate fizică din Zalău. Eram în lotul național de tineret și aveam mondiale de tineret în anul ăla. Și am terminat ora festivă și în secunda doi am fost pe tren și am plecat la lot. Singura mea amintire cu colegii este un amărât de sonet, ca să spun așa, dar care este singura mea legătură cu foștii mei colegi de liceu. Da. Și am suferit foarte mult când am participat la banchet. Și așa mai departe. Deci, efectiv, siderată de faptul că noi două avem atâtea lucruri în comun. Da, asta într-un chiar, sau da, altul. Chiar vreau să spun că mă știu cu Adriana, doamne, da, din sală. Da, că ori avea, da. Dar descoperim că n-am... Lucruri despre da, noi, da, pentru da, că da. Noi ne știm ca sportive, ne intersectam la polivalentă chiar vorbeam, pe vremea când așa, eram da, jucătoare, dar niciodată n-am vorbit chestii așa, de personale. Mână, da, 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 da. De ce mișto, vezi? Și ce chestii avem în comun. Stele. Pe bune, Moni. Da. Da. Te-a niciuna și uite, chiar, super. Datorită ție, uite, aflăm lucruri. Da. Foarte, foarte interesant. Și eu aflu lucruri despre voi. Da. Pe tine te știu mai bine, pe Monica de-abia acum am cunoscut-o. Știu de tine, dar nu te-am cunoscut personal până acum. Hai, vorbește-ne puțin despre tatăl tău, că după aia vreau să revenim puțin la sport, la echipă, dar aș vrea să ne povestești despre tatăl tău. Da, în Arad, nu știu sincer, mai ales generațiile de pe vremea mea, și nu mai vorbesc de pe alu tata, dacă este cineva care să nu fie auzit de tata. Ba din contră, chiar am multe momente când jucam în deplasare și, de exemplu, la Cluj-Napoca, la Târgu Mureș, la București, să nu mă întrebe după meci că dacă am vreo legătură cu numele, dacă e coincident, și am zis că nu, sunt fica fostului fotbalist. Și mi-a picat foarte bine lucrul acesta. De tata, ce să vă spun? A fost jucătorul UTEI din 1968 până în 1979. A fost de două ori campion cu UTA. Este all-time golgeterul, all-time cu 100 de goluri înscrise în divizia al UTEI. Dacă nu mă înșel, recordul îi stă și astăzi în picioare, deci nu l-a depășit nimeni. A fost la lotul național, a participat în cupe europene, a fost în echipa care a eliminat pe Feyenoord, care atunci s-a zis că UTA a realizat a 8-a minune a lumii, da, așa se spune, și mi-a insuflat iubirea aceasta față de sport. A fost un om foarte vesel, tot timpul zâmbea și era glumeț. Din păcate, când am avut mai mare nevoie, poate eu am avut 17 ani când l-am pierdut, dar asta e viața, poate de aceea am spus-o mereu, știu ce și-a dorit tata, și-a dorit să ajungă o sportivă mare, să performez, și și-a dorit să joc afară. Și asta am vrut să specific, să... Tata a jucat doar în Arad, la UTA, și înainte să se retragă, la sfârșitul carierei, a mai jucat la Vagonul, vreo 2 ani sau 3 ani, nu mai știu exact. Dar așa a avut oferte, dar a preferat să nu plece. Iubirea lui față de UTA și de Arad a fost mare. Într-adevăr, erau și alte vremuri, pentru că și eu când am început pe vremea mea ca junioară și când am ajuns să joc în divizia A ca senioară, nu erau jucătoare străine, erau doar jucătoare autohtone, românce, și am plecat la 24 de ani, am plecat eu la Miskolc prima dată în Ungaria și am jucat 6 ani de zile acolo, dar
poate ăsta a fost un motiv, că știam că tata își dorește ca eu să ajung afară. Plus că și în România deja urmau fiecare echipă să aibă cât mai multe străine, ceea ce în ziua de astăzi este plin de străine și nu cred că mai contează dacă rămâi fidel clubului și ce acum mai schimb clubul, viața te aruncă. De exemplu, am jucat de la Miskolc, am jucat un sezon în Las Palmas în 2004-2005 și în 2004, când am avut calificări tot așa pentru europene, am fost cu lotul național la Târgoviște și unde mi-am cunoscut soțul. Bine, ne știam dinainte din basket și m-am căsătorit în 2005 și așa am ajuns. Dacă nu mă căsătoream și nu mă întâlneam soțul, poate nici în ziua de azi nu eram în Arad, nu știu ce să spun. Așa mi-a plăcut în Las Palmas, în Spania, poate rămâneam acolo. Vorba lui Adriana, deci am avut posibilități și am fost afară și așa, dar tot în țară ne-am întors. Care a fost momentul în care, nu știu, de entuziasm maxim, de mulțumire sufletească, profundă, pe care l-ați simțit jucând? Eu, întrebare. Da, eu greu sincer, să alegi un moment. Da, dar eu sincer poate m-am împlinit cu adevărat, să zic, și am simțit așa wow în primul meu titlu de campion la senioare, în 1994. Unde noi veneam clar din postura a doua, favorite, Clujul era favorită, Clujul, cam râd, erau de 10 ani consecutiv campioane. Nimeni nu ne dădea nicio șansă Aradului. Și am reușit să le batem. Și poate și de aceea a fost așa o amprentă și a marcat amprenta pe noi. Pentru mine, în primul rând, că a fost primul titlul meu de campion, dar cred că pentru oricare din echipă, că era primul nostru titlu de campion la senioare. Foarte tare. Da. La mine, cred că cea mai frumoasă amintire care o păstrez cu drag este... acum nu să știu să zic exact anul, la Zalău, în cupele europene, când eu, practic, am început handbalul la 16 ani, foarte târziu, și la 18 ani deja jucam în cupe europene, în Liga 1 și inclusiv lot național, dar cred că cel mai... m-a marcat un meci cu Baselul din Elveția, în cupele europene, în care, o spun, dar ăsta e adevărul, domnul Tadeș m-a certat foarte tare la o ratare care s-a întâmplat în timpul meciului și m-a supărat atât de tare de cuvintele care mi le-a adus, încât tot meciul n-am văzut nimic înainte, numai negru, și am jucat ca o nebună. Inclusiv la 7 metri, când mă duceam, nu vedeam nimica și am ajuns, adică pentru mine o satisfacție foarte mare și apreciez, atunci îl uram pe domnul Tadic. Asta ca o paranteză, pentru că eram un copil inconștient, care nu știam ce vrea omul ăla de la mine. Ei bine, omul ăla, în timp am realizat că mi-a oferit o șansă care foarte puțin au, ca la 18 ani, după 2 ani de handbal, să joci la cel mai înalt nivel. Să joci în cupe europene, să joci în lotul național, să joci în Liga 1. Deci, eu practic, acea amintire pentru mine cred că e cea mai dragă, că la o vârstă foarte fragedă am avut o evoluție foarte bună la echipa de la Zalău și inclusiv în cupele europene. Dar meciul ăla mi-a rămas întipărit și pentru faptul că m-o certa foarte tare. Nu intru în amănunte. Te-a ambiționat. Dar, da, exact. Știi că sunt jucători care dacă îi cerți, da, se înghibă. Da, da. Ei, eu am descoperit atunci, fără să știu, că pe mine mobilizează chestia asta când cineva mă jignește, pentru că eu, în momentul în care îmi spui niște cuvinte, o iau ca și un afront personal la adresa mea, mă stimulează să-ți arăt eu, stai că-ți arăt eu cine-s eu. Și atunci, în secunda 2, mă setez, nu mai aud nimic, văd ca înainte și culmea este că a funcționat. Și trag concluzia, repet, după ce am ajuns și eu să fiu antrenor, faptul că îi mulțumesc acum domnului Tadic, chiar dacă multe voci îl contestă și că nu întotdeauna metodele și manierele unora nu mulțumesc pe mulți, niciunul dintre noi nu putem mulțumi pe toată lumea. Corect. Așa dar e. Eu, datorită acestui om, am avut o șansă extraordinară. Da. Și cred că pentru mine ăsta e cel mai important moment. Au urmat și altele, dar cred că la suflet l-am ăsta, că eram așa de tânără și inconștient încă nu știam ce se întâmplă în jurul meu, dar eram acolo. Și atunci nu știam să apreciez. Ei, acum văd altfel lucrurile. Pentru mine a fost o șansă extraordinară. Alții muncesc 10-20 de ani și nu ajung la nivelul ăla.
Păcat că, din păcate, s-a terminat și foarte repede. Repet, da, datorită accidentărilor pe care le-am avut. Am fost acolo foarte sus și am avut așa o cădere bruscă. De fiecare dată m-am reinventat. Pentru că dacă nu, nu știu dacă știi, Moni știe, eu după foarte mulți ani m-am reapucat și am jucat iar la nivel înalt și am făcut-o până la 40 și... Și a făcut-o foarte bine, după atâtea accidentări. Până la 40 și, stai să mă gândesc, aproape 46 de ani. Foarte tare. Foarte tare. Cu unele pauze. Deci dar aici am făcut, cum, cred că, nebunia mea. Deci aici, cum și spunea că a avut ghinion, da, sărac Adrian, la, în, din punctul ăsta de vedere, eu am fost o norocoasă. În afară de două operații de menisc, ușoare, eu nu am avut accidentări. Și eu, acum 2 ani m-am retras. Deci la 44, până la 44 de ani am jucat și eu. Ce, și ambele... probabil și ea, dacă nu avea accidentări, sigur... Duceai până la 50. Eu mi-am promis că la 50 mă pensionez. Din păcate. Da, nu-i târziu, mă știi? Stai că mai am un pic. Never say never. Niciodată nu spune niciodată. Mă, și dacă o lună înainte de 50 și tot. Că eu de obicei ce spun și fac. Nu numai spun. Știu. Din toată povestea asta a ta, mi-a venit în minte o întrebare referitoare la calitatea unui sportiv. Care e cea mai importantă calitate a unui sportiv? Tu ești o îndârjită, o luptătoare. Toți, cred, care fac performanță în sport și nu numai în sport, au calitatea asta de a fi foarte îndârjiți și luptători, adică nu se lasă cu una cu două. Dar ce e mai important? Eu, din punctul meu de vedere, deși poate că e ambigu spus, perseverență, cred că este cea mai mare calitate. Uh-huh. Asta în termen uman, nu tehnici, nu de specialitate. Din punctul perseverență. Din punctul meu de vedere, și eu pe baza asta am și făcut sport și trăiesc în ziua de astăzi, este și caracterul, unde poți să incluzi foarte multe și am eu o vorbă, spune, caracterul dublează valoarea. Și asta este... Da. Este adevărat. Eu cred că, asta e părerea mea personală, din ce văd eu, din lumea sportului. Cred că ai dreptate, dar noi ne naștem, adică ne formăm un caracter dincolo de, sau înainte de a întâlni sportul. Dar cred că sportul face ceva cu caracterul nostru, îl modelează. Cred categoric. Că da, categoric, clar. Deci aia spun că aș alege, eu sunt ceea ce sunt astăzi, datorită sportului și datorită oamenilor, și aici mă refer la tehnicieni în general, care și-au pus foarte mult amprenta asupra personalității mele din ziua de azi, asupra faptului că sunt ceea ce sunt datorită sportului. Poate că alții care nu au înclinații vis-a-vis de sport, o să zic că aia e povești. Da. Nu. Sportul îți întărește caracterul 100%. Așa e. Sportul te pregătește pentru viață într-un mod în care oricare altă disciplină, și n-am nimic cu alții, te pregătește la modul concret, fizic. Nu doar la nivel de intelect. Deci te pregătește pentru viață. Îți face acel caracter tare, foarte, da? Că duci greu, parcă altfel. Sportivul e obișnuit cu greutățile de mici. Și asta cred că foarte mult înseamnă. Unde, în plus, și la sporturile de echipă, ca să fac acolo o completare, să ajung imediat, da? Exact, acolo intervine și factorul psihologic foarte mult. În toate disciplinele există acest factor. Dar coerența și faptul de comunitate mai mare și de echipă asupra psihicului unui copil își pune amprenta foarte mult și înseamnă maturitatea adultului și a maturului în viitor. Foarte mult. Sunt foarte mulți psihologi care în cazuri de copii cu anumite probleme, nu o să intru în amănunte, recomandă exact faptul de a merge să facă un sport de echipă. De echipă. Mm-hmm. Mă rog, să mă rezum la atât. Da. Mă gândeam la... Chiar vreau să vorbim și despre echipă, pentru că amândouă v-ați dezvoltat și ați făcut performanță. Eu folosesc termenul ăsta, pentru că pentru mine performanță înseamnă ceva wow. Adică, așa cum văd eu din punctul sunt meu de vedere. Sunt și alte performanțe mult mai mari, da, față de noi. Dar, da, mulțumim. Mulțumim, da, corect. Și noi considerăm că la un moment dat am făcut. Da, și când e vorba de un sport de echipă, da, unde câți membri sunt într-o echipă? La handbal? Depinde de sport. Depinde de la handbal? În teren sunt 7 în timpul jocului, dar lotul lărgit este undeva la 16 jucători. Înțeles. Să zicem pe o foaie de joc scris în timpul unei competiții. Uh-huh. Dar într-o echipă poate să fie și 20 și ceva de jucători. La voi, da, și la basket, da? La fel, până la 14, 15 lotul lărgit. Pe foaie ai voie doar 12. Bine, le poți rota, așa roti. Și în teren 5. Deci cam același lucru.
Sporturile de echipă, am eu senzația că dezvoltă foarte mult și comuniunea, comunicarea, cred că dezvoltă și empatia. Obligatoriu. Dar ce se întâmplă într-o echipă unde cel puțin unul are o problemă cu celălalt? Lucrurile nu funcționează. Nu funcționează. Românește. Da, corect. Deci asta înseamnă și echipă, de fapt. Termenul în sine, cred că de echipă, acum nu sunt... Nu vreau să intru în amănunte de ordin, de dex, dar termenul în sine de echipă înseamnă că toți gândesc în același fel, toți își doresc același lucru și fără a empatiza, fără a avea aceste țeluri comune, a te cunoaște foarte bine, a comunica, a respecta pe coechipierul tău, n-au cum să funcționeze lucrurile. Eu așa cred. Ce... Așa e, nu, așa e. Așa, și s-au întâmplat, cazuri când o echipă mai puțin cunoscută sau cu șansa a doua au bătut o echipă de vedete. De ce? Pentru că au fost mai echipă. Da. Au fost mai echipă și au sistemul lor a funcționat exact ca o echipă și nu ca vedetisme, egoism, poate într-o echipă cu mai multe vedete, să spunem așa. Da. Da, dar uite, într-un sport ca al vostru, da, câștigă echipa. Dar întotdeauna există cineva acolo care e privit într-un anumit fel. Liderul, să zicem așa, liderul vestiarului, dacă vrei, sau... Sau capitanul. Golieterul, da, sau eu știu. Da, da. În sporturile de echipă, să știi că contează mai puțin. Care e eficiența? El e golgeter, dar echipa pierde. Bravo. Da, da. Deci așa și munca de jos, apărarea, munca... Nu, hai să luăm... Specialiști, eu văd, da, exact. Da. Dar acel golgheter n-ar putea fi golgheter fără ajutorul celorlalți din echipă, categoric. Bravo. Singur n-ar putea câștiga meciul. Asta unul, doi la mână. Liderul se poate schimba de la un meci la altul. Și liderul, într-un sport de echipă, este un lider constructiv. În sensul că s-ar putea, că nu toată echipa, nu toți componenții echipei, la ziua jocului, să fie efectiv, din toate punctele de vedere, foarte, într-un vârf de formă foarte mare. Foarte mare. Încât, și atunci este foarte important ca într-o echipă, la momentul jocului respectiv sau a zilei jocului, 2-3 din echipă să fie în forma maximă. Să tragă echipa după ei. Exact. Da. Și ei practic mobilizează în primul rând din punct de vedere psihologic ceilalți coechipieri. Ok, ție nu-ți merge astăzi, dar faci tu aia și eu lasă că îmi fac mai departe. Deci asta înseamnă munca în echipă. Și liderul în această echipă, indiferent care ar fi sportul, se schimbă de la o zi la alta, poate. De la un meci la altul. Și n-are acel statut undeva pe un piedestal și restul nu contează. Greșit. Cine pune problema așa, e total greșit. Pentru că este munca tuturor. Exact. Începând de la, și de la rezerva de pe bancă. Și rezerva are rolul ei. Dacă 5 minute intră în teren și face ceea ce trebuie în acele 5 minute, crede-mă că participă enorm la victoria meciului, să zic. Hai să dau un exemplu din handbal. Sunt portari care nu joacă decât poate la un 7 metri, îl introduce antrenorul și să prindă acel 7 metri salvează, care poate exact să fie decisiv în momentul meciului și cu alte cuvinte toată lumea o să zică că el a câștigat meciul, dar el a intrat preț de 30 de secunde în teren. Da. Asta spun că echipa are liderie într-adevăr, dar scopul liderului într-o echipă este de a mobiliza ceilalți componenți. Eu așa văd lucrurile și așa mă duc copiii ai completat cu care lucrez. Da, așa este. Așa este. Într-adevăr, doar cine a făcut sport și mai ales sport de echipă, cred că simte și cunoaște sentimentele așa profund. Pentru că dau și un exemplu minor. Într-adevăr, lumea, spectatorii vin la meci, ce caută? Wow, cel mai multe puncte am scris, ce bine. La fotbal, a dat golurile, vai, ce ok. Dar un portar, de exemplu, luăm cazul UTA. Că suntem în Arad și echipa noastră favorită, da? Ok, dai golurile, ajungi, dar portarul ăla, când îți salvează 2-3 mingi importante, nu tot așa, poate fi omul meciului. Sau e important? Avem deja în istorie de un arădean care a fost omul meciului în urmă cu 96. Exact. Da, Helmut, da. 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 Da, și portarul care este acum, părerea mea că este portar de națională. Foarte bun. Eu urmăresc meciurile. Foarte bun. Pe calea asta îl felicit și felicit toată echipa. Da, le dorim succes. Da, le dorim. Da. Cum arată o zi perfectă a unui sportiv? Depinde de fiecare. A unui sportiv? A unui sportiv, că după aia revenim la ex-sport. Așa, pe moment să răspund. În primul rând, o zi perfectă a unui sportiv înseamnă să se trezească sănătos.
fără dureri. Înseamnă să fie mental acolo, prezent, pregătit pentru efortul care urmează să-l depună în ziua respectivă. Pe lângă, eu știu, chestiunile zilnice care se întâmplă la fiecare, el mai face și acel efort deosebit care se numește antrenament și care, credeți-mă, că nu e o treabă ușoară. Iar el, pentru el, o zi perfectă înseamnă tocmai asta, să fie apt din toate punctele de vedere, să-și facă antrenamentul. Iar după antrenament, să-și permită o alimentație, o odihnă și o recuperare ca să poată să ia de la capăt. Monica? Da. Da. La fel, să se trezească în primul rând sănătos, să aibă condițiile, să mănânce sănătos, mai ales în ziua de astăzi este foarte important acest aspect și ar fi bine să educăm toți copiii mici. Părerea mea că sunt foarte multe fast food-uri, chipsuri, care poate pe vremea mea noastră chiar nu știu dacă erau. Nu știu, noi nu consumam, dar nu sigur. Consumam. Și cartofii aia prăjiți care mâncam sănătos. Îi făcea bunica în untură, care e sănătoasă, așa. Cartofii prăjiți în ziua de astăzi, nu mai este, dar nimic parcă nu mai este ce a fost. Deci de aia ar fi alimentația, odihnă, multă. Cam astea ar fi, da. Sunt multe aspecte. Sunt multe, pe care da, poți... și depinde de la persoană la persoană. Care e cea mai crâncenă frică a unui sportiv? Ha. Să nu te accidentezi, exact. Rămâi sănătos. Deci, în primul rând, frica de accidentare. Da. Și aici pot să spun o completare. Eu, de exemplu, lucrând la liceu sportiv cu majoritatea copii care fac sport de performanță, și așa eram și eu ca și ei. Nu te gândești la ziua de mâine și te vezi așa parcă la nesfârșit sportiv. Problema este că dacă intervine o accidentare, poate să-ți întoarcă universul pe dos în secunda 2. Uh-huh. Și tot timpul asta le spun. Nu neglijați școala, nu neglijați pregătirea profesională pe lângă, pentru că astăzi ești sportiv acolo sus, și asta bineînțeles că o spun din experiență, iar mâine poți să fii jos și dacă n-ai în spate o pregătire ca să poți să-ți oferi un job ulterior, pentru că va trebui să muncești, să faci ceva, îți va fi foarte greu. Și avem 11.000 de cazuri de sportivi care au căzut psihic în momentul în care s-a terminat cu acea supremație ca sportiv, neavând în spate un bagaj de pregătire, s-a cam dărâmat lumea lor. Eu asta le spun tot timpul. Oameni buni, nu neglijați școala. Azi ești, mâine nu ești. Deci frica cea mai mare, cred că la un sportiv, este exact asta. Accidentările. Pentru că znăruie, în primul rând, din punct de vedere psihologic, tot viitorul, așa ți-l vezi tu, că vrei să ajungi acolo și ai muncit poate o viață să ajungi acolo și când să ajungi, intervine o accidentare care ți-a dărâmat toată lumea. Monica? Asta cred că e cea mai mare. Da, asta e și eu, așa am și început, da. Cea mai mare frică, mai ales când conștientizează un sportiv, mai ales din propria experiență, știm amândouă că am pățit-o chiar înainte de meci la antrenament, e accidentare banală de întorsă, așa, și te-a scos pe tușă o săptămână. Deci în săptămâna aia ai zis că te uși pe pereți, suferi, nu ai ce face pentru că nu poți să te antrenezi, mergi la meciuri ca și spectator, e cea mai mare durere a unui sportiv. Să performeze într-un sport și să știe că este accidentat și că îl scoate, îl ține pe tușă. Deci, da, și suferința aia nu se poate explica în cuvinte. Deci asta este, da. Vă spuneam la începutul emisiunii că am o surpriză pentru voi. O să vă rog să vă uitați la micul ecran care este aici lângă noi. E un interviu, o să vedeți, cu o arădeancă de-a noastră care este căsătorită într-o altă țară. Dar noroc cu internetul, da. Că am reușit cumva să ne conectăm și e un interviu scurt cu Daniela Dodean. Eu am o foarte mare admirație, v-am spus, pentru sportivi. Vi consider un fel de supra-oameni, dacă vreți. Așa îi văd eu, adică mai ales cei care aduc excelența în fața noastră a celorlalți. Se vede că acolo e o muncă de ani de zile și crâncenă și cu îndârjire. Și eu am așa o mare admirație. Și pe Daniela, tot așa, am vrut musai să vorbesc cu ea, pentru că ea încă mai joacă. Da, și e în activitate are, da, este în activitate și mai are și șansa să joace și cu soțul ei, care tot la dublu mix, da, dublu da, mix. Dublu mix a făcut o chestie foarte mișto acolo. O să vedeți în tipul interviului. Deci vă invit să, pentru preț de câteva minute, să o urmărim pe Daniela Dodean, care face performanță în tenis de masă.
În afară de doamnele care sunt acum în platoul televiziunii Arad, vreau să vă mai prezint încă o campioană de-a noastră, cu care noi arădenii ne mândrim foarte tare și sunt convinsă că nu numai noi, cei din Arad, ci toți românii. Ați auzit vreodată de Daniela Dodean? Poate unii da, alții nu, dar cei care iubesc sportul, cu siguranță au auzit de Daniela Dodean, Monteiro, așa o cheamă acum. De mai mulți ani, nu numai chiar de acum. Daniela Dodean este campioană și ne spune ea câte premii a luat, câte diplome, câte medalii, pe unde a fost și ce a făcut în tenisul de masă. Daniela, mă bucur tare să ne cunoaștem așa. Știu că tu nu mai locuiești în România, ești plecată în Portugalia, acolo ești căsătorită și ai și o fetiță, o să ne povestești tu mai încolo despre familia ta. Deocamdată ne putem vedea doar așa. Dacă mai vii la Arad, aș vrea tare mult să ne vedem la o cafea și să mai stăm de vorbă așa față-față, chiar dacă trebuie să purtăm mască. Bine ai venit la emisiunea noastră, o emisiune în care eu am vrut să îi aduc în față și să-i prezint lumii pe oamenii cu care noi arădenii ne mândrim, sportivii noștri de performanță. Bine ai venit, Daniela! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Am uitat eu pe net și am mai aflat una alta despre tine, dar aș vrea să ne povestești tu. Cum a început povestea cu tenisul de masă? Da, în urmă cu foarte mulți ani, tatăl meu l-a dus pe fratele meu mai mare, Adrian, la sala de tenis de masă. El a început. După ceva timp mergeam să luăm de la sală împreună. Și îi spuneam tatălui că vroiam și eu să încerc, că îmi place să-l văd pe fratele meu și aș dori să încerc. După care antrenorul mi-a dat o paletă în mână și în prima zi am dat de vreo 10 ori pe masă. Antrenorul a fost foarte încântat și a zis, gata, de mâine vii la sală. Și așa a început povestea mea în tenis de masă. Mi-ai povestit, înainte de emisiune am avut o discuție scurtă telefonică și mi-ai spus că provii dintr-o familie de sportivi. Așa este. Tatăl meu a fost fotbalist, mama handbalistă, iar noi, toți frații cei patru, am jucat tenis de masă. Bravo, foarte fain. Înseamnă că a existat acolo în familia voastră un microb al sportului care, uite, s-a transmis la toți copiii. Foarte fain. Foarte fain. Așa este. Iubim sportul și încercăm să transmite și celorlalți din jurul nostru că sportul e sănătate. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte tare, aflând despre tine, că de curând ai fost, cum să spun, ai primit o diplomă de onoare, de cetățean de onoare al Aradului și primarul nostru spunea atunci foarte fain despre tine. Mi-a plăcut foarte tare și vreau să menționez asta. Spunea că ești un fel de brand al Aradului, al județului nostru. Foarte mișto și sunt onorată să cunosc un brand al Aradului. Unul dintre ele, că sunt mai multe. Povestește-ne despre medaliile pe care le-ai luat. Da, deci ar fi mai bine să nu intrăm în prea multe detalii pentru că nu ne-ar ajunge ziua de astăzi. A, nu, așa scurt. Din fericire, sunt fericită să am un palmares bogat, începând cu proba de cadeți, juniori, tineret și seniori. Deci am medalii în Europa, pot să zic așa, aur cam la toate probele, în afară de simplu, la senioare, am aur la toate probele pe care le puteam câștiga, dublu fete, dublu mixt, echipe și individual, de la cadeți până la tineret, printre care am și niște medalii la campionatele mondiale, am un loc 5 la Jocurile Olimpice. Da, o grămadă de Grand Prix-uri, Pro Tour-uri, cum se numesc la noi în tenis de masă, câștigătoare multor open-uri și cam așa. Iarăși, mi-a plăcut foarte tare găsind undeva pe net că ați luat împreună cu soțul tău aurul, da, la campionatele europene de la Budapesta și ați fost primul cuplu căsătorit care ia această medalie. Foarte fain. Uite, vezi? Așa este. Spuneți. Nu, am intrat în istoria sportului, suntem primul cuplu de căsătoriți care reușesc să facă un titlu european, să câștige un titlu european. Uite că tot tenisul de masă v-a adus împreună pe tine și pe soțul tău. Unde l-ai cunoscut?
Așa este, noi ne-am cunoscut cu foarte mulți ani înainte de a începe relația noastră. Ne știam așa din vedere, din concursuri și așa ne-am întâlnit prima dată în Madeira când am avut eu un concurs aici în Portugalia. După care ne-am reîntâlnit după foarte mulți ani în Italia, unde am jucat foarte aproape la club. Eu am jucat în Milano, el a jucat în Verona, deci eram foarte apropiat și ne vedeam foarte des. Și după un an, după ce am început să vorbim, ne-am mutat la aceeași club și a început relația. Foarte frumos, foarte fain. Spune-mi, care e cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un sportiv? Seriozitatea și profesionalismul. Pentru mine, da, perseverența, așa este. Nu știu cum să zic, probabil că forța de a rezista, pentru că de foarte multe ori un sportiv vrea să renunțe și reușește să aibă forța să treacă peste orice obstacol și să facă un palmares frumos până la sfârșit. Deci până și ambiția își pune amprenta asupra unui, sau mă rog, ar trebui să facă parte din calitățile unui sportiv, adică să nu renunțe la prima deznădejde sau primul pas care nu merge cum trebuie. Care a fost cea mai marcantă victoria ta? Și în sport, dacă vrei, dar și personală. Probabil că victoria cu soțul meu a fost cea mai marcantă, pentru că a fost un sentiment foarte greu de a juca cu soțul meu, este ușor, pentru că vrând nevrând noi și acasă câteodată ne mai certăm, așa că normal ca și fiecare cuplu, dar la un meci sau la un campionat întreg, noi nu ne-am antrenat deloc înainte de acel campionat, am zis să încercăm să vedem ce se întâmplă și încercarea a fost să fie, nu? A fost probabil cel mai marcat și cel mai sentimental în inima mea, dar au fost foarte, foarte multe, au fost fiecare final de campionat european cu colega mea Samara Elisabeta, care de mulți ani jucăm împreună și facem foarte bune rezultate. Echipa este pentru mine cea mai importantă și sperăm ca la Olimpiadă să reușim să facem poate prima surpriză în tenis de masă la Jocurile Olimpice. Suntem foarte încrezătoare, toată lumea ne susține, Comitetul Olimpic, Federația, cluburile, sponsorii, toată lumea ne susține în momentul acesta. Important este să fim noi bine, sănătoase și să putem să ajungem acolo unde ne dorim înainte să ne facem o retragere. Noi și noi o să te susținem, o să vă susținem de aici, de la Arad, o să vă transmitem toate gândurile noastre bune, vă ținem pumnii și vă dorim foarte multe bafte. De obicei, în tenisul de masă, la ce vârstă se retrage un sportiv? Nu este o anumită vârstă, este vorba de fizicul fiecărui sportiv și psihicul, bineînțeles, dar nu există o vârstă. Noi avem o jucătoare de 55 de ani, chineză, care joacă pentru Luxemburg și este calificată la Jocurile Olimpice. Deci, da, eu am 3 operații la genunchi, soțul are 2 operații la spate, acum fiecare cât rezistă. La noi cam așa e, cât rezistă corpul și cum reușim să ne menținem. Dacă reușim să ne menținem mai bine, putem să ducem mult și bine. Faptul că ai adus pe lume o fetiță, fetița ai, așa am înțeles, da, ți-a schimbat un pic rezistența la acest sport? Da, rezistența mi-a schimbat-o. Probabil că și rapiditatea puțin mi-a schimbat-o, dar... În schimb, mă schimba psihicul mai bine și îmi dă mai multă forță, așa că mentalitatea și forța mentală mă ajută să le recuperez pe celelalte. Ea are vreo tendință să, nu știu, să vină și ea în lumea tenisului de masă sau să facă un sport? E mică, într-adevăr, da? Tu deja da, poți să... Da, da. Așa este. Nu știu de ce, noi place tenis de masă. Am încercat să fac așa o conexiune și să gândesc de ce. Mi-am dat seama că ea e foarte afectată, că părinții ei pleacă, așa cum plec eu, pleacă și soțul de multe ori și probabil că dorul de noi, nu știu, ea nu-i place tenis de masă. Probabil
doar de aceea că o face să sufere sau nu știu. Merge, stă două minute, joacă puțin și zice mama, nu, nu, hai să mergem acasă. Nu, am încercat să o pun să joace așa, era încă sub masă și acum deocamdată este încă sub masă, dar nu, îi place dansul, vrea balet, ea vrea lucruri feminine și mă bucur, mă bucur pentru ea. Asta vreau eu să subliniez cu emisiunea asta, că dincolo de performanță, dincolo de sportivul ăla care luptă pentru a câștiga o medalie, pentru a ajunge în vârf în domeniu, mă rog, în partea aia de sport pe care o practică, există și un om. Un om care are sentimente, un om care se bucură, un om care suferă, un om normal. Tu, dacă ar trebui să te întorci în timp și să iei totul de la capăt, ce-i schimba în viața ta? Aoleu, întrebarea asta e cam afectiv acum. Aș fi stat mai mult cu părinții mei și probabil că ar fi mai multe schimbări în viața asta. Asta mă afectează cel mai mult, că n-am reușit să fiu cu părinții și din păcate nu mai am pe mama lângă mine. Dumneavoastră sunteți prima care primiți interviul după tragedia din viața noastră. Și așa, singurul regret este asta, că n-am reușit să stau cu părinții mai mult timp. Îmi cer scuze că am atins o coardă atât de sensibilă. Nicio problemă. Îmi cer scuze. Nicio problemă. Așa cum îți spuneam, interviul o să fie destul de scurt, pentru că mai sunt încă câțiva sportivi arădeni cu care o să stau de vorbă. Așa că va trebui acum să încheiem, dar dacă vii la Arad, poate te invit odată în platoul televiziunii Arad și o să stăm mai mult de vorbă, că întrebarea ar fi cu duiumul referitor la sport. Eu am o mare admirație pentru sportivi, mi se pare că, nu știu, pentru mine sunt un fel de semizei așa, mai ales cum ești tu și cum sunt și ceilalți care fac performanță și nu se lasă, frate. Fac antrenament, că asta vreau la un moment dat să te întreb, cei mai important într-o viață de sportiv competitiv și foarte bun. Talentul sau determinarea sau talentul și munca, antrenamentul, trebuie să se îmbine, bănuiesc, amândouă. Așa este. Talentul este un dar, dar ca să poți să-ți arăți talentul, trebuie să muncești neapărat. Fără muncă nu se poate. Oricât de talentat ar fi sportivul, fără muncă și fără seriozitate nu se poate. Cel puțin eu îmi spun cazul, că mie multă lume îmi spune că sunt talentată, că ce talenți, dar fără muncă degeaba, nu se câștigă nimic din noroc sau din stat acasă. Apropo, te consider un om norocos? Acum, după ultima perioadă, nu. Înainte să se întâmple toată tragedia pe care am avut-o, m-am considerat și încă mă consider un om așa, semi-norocos. Îmi doresc pe mai departe să fim toți sănătoși, fetița mea să fie sănătoasă, soțul și la fel, tata și frații mei să-i văd fericiți și atunci nu mai schimb părerea de noroc. Da. Dacă vine acum să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc și care sunt impresionați de toată munca și toată munca ta și toate rezultatele tale și ar vrea să-și trimită copiii să practice tenisul de masă, ce le-ai transmite? Da, le-aș transmite să, cu mare încredere, să meargă la tenis de masă, pentru că este un sport foarte frumos. Într-adevăr, pe parcurs, dacă vor să fie profesioniști, vor fi mici accidentări, dar absolut nimic periculos. Sport de sănătate, ajung tot să călătorească, să vadă lumea, ajung să trăiască momente pe care nu oricare om de acasă sau din birou îl pot trăi. Da, cu mare încredere să încerci acest sport și dacă nu, alt sport, pentru că e foarte bine, cel puțin eu, la vârsta mea, încă nu am avut nicio problemă de sănătate, Doamne, mulțumesc, și probabil că se datorează mult sportului. Și acum un mesaj pentru arădeni, care te privesc cu respect și cu mare admirație. Vreau să le mulțumesc tuturor că m-au susținut, vreau să mulțumesc domnului Călin Bivers că m-a ajutat să-mi îndeplinesc titlul pe care îl doream de foarte mult timp și a fost poate și ultima bucurie a mamei mele. A fost foarte frumos momentul și foarte emoționant. Și pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că am avut multe ocazii să plec de la Arad să joc la alt club, dar am ezitat și, după cum am zis, voi rămâne aici până la retragere. Pentru că Aradul e orașul meu, tatăl meu tot timpul e mândru de mine în ceea ce fac și cum procedez, și
ce să zic, ne mulțumesc tuturor și sper ca Radul nostru să facă în toate domeniile să fim cei mai bine văzuți, pentru că suntem un oraș mic, dar frumos, curat și oameni foarte calzi și buni. A fost Daniela Dodean Monteiro, îți mulțumesc încă o dată foarte mult. Îmi cer scuze încă o dată că am atins o coardă atât de sensibilă, nu intenționam, a fost pur și simplu fără intenție. Nicio problemă. De-abia aștept să ne vedem aici în Arad, mie mi-e cam greu să ajung în Portugalia, dar în Arad poate ajungi tu mai repede și ne vedem și mai stăm de vorbă. Îți doresc baftă în orice îți propui să faci și să știi că ne gândim la tine și îți ținem pumnii, așa cum ziceam. Te îmbărbătăm așa prin gândurile și vibrația pe care ți-o transmitem. Îți mulțumesc, Daniela. Mulțumesc și eu. O zi frumoasă. La revedere. A fost Daniela Dodean. Mă bucur tare că am cunoscut-o cel puțin sub această formă. Am promisiunea ei că atunci când va veni în Arad, pentru că are încă familia aici, o să ne vedem la o cafea și o să stăm mai pendelete de vorbă. Dragile mele, suntem cam la final de emisiune. Aș vrea, înainte să ne despărțim, să veniți voi cu un mesaj pentru cei care ne urmăresc în acest moment și care, nu știu, poate ar fi interesați de sport în general. Nu ne axăm musai pe domeniile voastre. Hai, Monica. Da, în primul rând, multă sănătate tuturor și părerea mea să-și îndemne copiii să facă mișcare și sport, chiar dacă în vremurile care le trăim este foarte greu, dar mișcare poți să faci din orice, chiar și dimineața deschizând un geam și făcând o înviorare de 10 minute. Deja e considerat o formă de sănătate și o mișcare în plus. Nu mai vorbesc să urci scările în casa blocului, în loc să iei mașina, acum mă refer și la adulți, dar și la copii, în loc să iei mașina, mergi pe jos. Ori din orice poți să găsești să faci mișcare, este foarte important. Doamna? În linii mari, cam aceleași principii le-am și eu. Hai să încercăm să îndrumăm copiii și tinerii spre mișcare, pentru că, în primul rând, înseamnă sănătate. Nu toți trebuie să fie campioni. A face sport nu înseamnă că toți trebuie să fie campioni. Right. Și nu numai campionii fac sport. Toată lumea trebuie să facă mișcare. Eu îmi doresc, în continuare, să lucrez cu copiii și să le insuflu dorința de a face performanță, dar nu obligatoriu. În primul rând, trebuie să facă sport. Nu toți sunt campioni. Și de acolo, din sportul ăla de masă, se vor naște probabil și viitorii campioni de mâine. Vă mulțumesc foarte mult că și noi ați venit în platoul nostru. Mulțumim. Mă bucur tare să fi avut discuția asta. Mie mi se pare foarte constructivă, cel puțin pentru mine, dar sunt convinsă că cei care ne urmăresc vor veni cu feedback-ul pe care deja îl intuiesc. Adică de bine. Vă doresc baftă în tot ce faceți și să ne vedem cu bine. Eu mai știu, mai găsim o altă temă de discuție cu altă ocazie, tot așa prin lumea sportului. Cu drag. Cu drag. Vă mulțumesc. Să aveți o zi minunată. Mulțumim și noi. Vouă, celor care ne urmăriți, vă mulțumim că ați fost lângă noi. Sper că v-au plăcut invitatele mele, care sunt într-adevăr deosebite. Vă doresc o seară frumoasă și să ne revedem cu bine joia care vine, tot aici, platoul televiziunea Arad, de la ora 8. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.